O cameră de bord a surprins decizia șocantă luată de un șofer în fața șinelor de cale ferată. Deși la trecerea la nivel cu calea ferată sunt în funcțiune luminile roșii, iar alarma semnalizează apropierea unui tren, șoferul nu ține cont. Oprește mașina în fața șinelor, coboară din aceasta, iar timp de 30 de secunde verifică dacă se apropie trenul. Se întoarce la mașină și trece calea ferată fără a se mai uita în stânga și în dreapta. Acțiunea șoferului arată clar cât iese de inconștient de faptul că totul se putea transforma într-o tragedie. În urmă cu aproape două săptămâni, la Bacău, două fetițe și părinții lor au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a fost izbită de un tren. La volan era mama copilelor, însărcinată în cinci luni. Femeia a crezut că poate trece calea ferată în siguranță, în ciuda avertizărilor vizuale și acustice din zonă.